Lumea voleiului este în doliu după moartea nei Paula Borgo. Jucătoarea braziliană s-a stins din viață joi, la vârsta de 29 de ani. Cauza morții a fost că nu a reușit să învingă un cancer la stomac cu care se lupta din septembrie anul trecut. Borgo a ajutat Brazilia să devină campioană mondială under 23 în 2015, iar evoluția ei a dus la convocarea ei în echipa de seniori a Braziliei în același an, participând, de asemenea, la turneul preolimpic pentru Tokyo 2020, unde Brazilia s-a calificat. Ana Paula și-a dedicat viața răspândirii Evangheliei Domnului Isus din momentul în care a primit Duhul Sfânt, devenind lucrătoare la vârsta de 23 de ani. Pe lângă dorința de a-L sluji pe Dumnezeu, ea și-a împlinit visul de a performa pe terenuri. Ea a jucat pentru echipa națională de volei a Braziliei, a făcut parte din echipa câștigătoare a Cupei Mondiale U-23, a jucat în Liga Națiunilor în 2019 reprezentând Sara, câștigând medalia de argint și a trecut prin mai multe cluburi. Dumnezeu să o odihnească în pace!